1300, Carol cel Mare a fost încoronat aici împărat al Occidentului. Tot aici, în luna mai a acestui an, regina Beatrix a Olandei a primit premiul ce poartă numele împăratului, Karlspreis. O punte peste timp, un omagiu adus din 1950 celor ce contribuie la unitatea Europei, printre ei, fostul prim-ministru englez Churchill sau regele Spaniei, Juan Carlos. 1400 de personalități politice, invitați și laureați ai premiului, au asistat la o ceremonie emoționantă. Zidurile sării încoronării regilor poartă amprenta istoriei europene, începută de Carol cel Mare, și amprenta artei și spiritualității contemporane, cu izvor românesc, lucrările pictorului de origine română Emil Ciocoiu. Pentru prima dată în istoria decernării acestui premiu, s-a organizat și o expoziție de pictură, Alesul, un cetățean ahenez născut pe plaiuri gorjene. Emil Ciocoiu a absolvit în 1974 Academia de Arte Nicolae Grigorescu, secția pictură, clasa profesor Gheorghe Șaru. Ascensiunea sa a fost remarcabilă. Obține de 2 ori bursa Teodor Aman, a municipiului București, devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici, expune în țară și în străinătate. Din 1980 se stabilește în Germania, la Aachen, și ascensiunea sa continuă. Laureat al mai multor saloane și expoziții, se bucură în 1995 de acordarea la Los Angeles a premiului Ionel Gianu. Lucrările sale pot fi întâlnite în 10 de muzee și colecții particulare, acum chiar și în cea care aparține casei regale a Olandei, prin cadoul oferit reginei Beatrix de primăria orașului Aachen. Peste 20 de ani de muncă, pasiune, dăruire, căutări, transformări, din care s-a născut și o dorință firească. O expoziție retrospectivă, acasă, la București, dar despre ea ne va vorbi chiar Emil Ciocoiu. Este o mare bucurie pentru mine să revin după o absență de 17 ani înapoi în România, o absență din peisajul expozițional și artistic românesc. Să vin după 17 ani să arăt ce am mai făcut între timp. Expoziția are un caracter neobișnuit, este un gen de retrospectivă. Am avut marea bucurie și onoare pentru mine, să pot să expun în sălile Muzeului de Artă al României. Lucru care mă obligă. Expoziția durează o lună de zile, va avea loc în deschiderea expoziției pe 17 octombrie ora 17 în sălile Muzeului de Artă și va dura o lună de zile.